O să ziceți la un moment dat că am ceva cu Ponta. N-am nimic cu Ponta. N-am nimic nici cu cena DNR-ul. Însă un vinovat trebuie să există pentru faptul că de vreo oră jumătate stau pe amărâta asta de centura Bucureștiului care e praf și pulbere. Și credeți-mă că orice bucureștean și cred că orice om care trece pe aici în tranzit și rămâne blocat în trafic cu orele, ar prefera să vadă o centură normală și să voteze guvernul ăla, cred că 10-20 de ani la rând. Primul guvern care va reuși să pună biciu de cine de nere și să facă centura asta. Și sună simplu, ca centura se pare că e un lucru care complică lucrurile în România și mai ales în București.